Voleibaliștii de la liceul cu program sportiv Suceava, antrenați de Bogdan Maxim și Tudor Orășanu, s-au calificat de pe primul loc la turneele semifinale pentru juniori sub 17 și sub 19 ani. În această fază a competiției, care se numește Divizia Elită, participă cele mai bune 12 formații din țară, care au fost împărțite în două serii. Se va juca tur-retur, iar primele trei echipe din fiecare grupă se vor califica la turneul final, care va avea loc în perioada 8-12 mai. La juniori sub 17 ani, LPS Suceava se află în serie cu CNMV Ploiești, CTF Mihai I București, CNNT Craiova, CSŞ Zalău și CSŞ Avramian Cuștei. În prima etapă, sucevenii au câștigat pe teren propriu în fața grupării din Ștei cu 3-0, pe seturi 25-10, 25-16 și 25-11. La juniori sub 19 ani, LPS Suceava a fost repartizată în serie cu CNMV Ploiești, CTF Mihai I București, CNMB Râmnicu Vâlcea, Viitorul Cluj și CSŞ Avramian Cuștei. Și la această categorie de vârstă, jucătorii antrenați de Bogdan Maxim s-au impus în fața echipei din Ștei în minimum de seturi 25-20, 28-26 și 28-26.